12 gospodării vechi din satul Breb urmează să fie reabilitate după ce luni președintele Consiliului Județean Maramureș Ionel Bogdan a semnat împreună cu ministrul Marcel Boloș contractul de finanțare a proiectului. În a doua etapă, prin parteneriatul cu Ordinul Arhitecților, Consiliul Județean Maramureș va identifica alte 4 localități din toate cele 4 țări ale Maramureșului și va demara un program județean de reabilitare, conservare și punere în valoare a patrimoniului local. În această etapă vor fi reabilitate centrele localităților cu gospodăriile și instituțiile aferente. Valoarea totală a proiectului este de 5,1 milioane de lei. Finanțarea este asigurată prin Programul Național de Redresare și Reziliență și fonduri proprii ale județului Maramureș. Practic, pentru fiecare gospodărie tradițională se alocă 60.000 de euro pentru reabilitare.